Bine v-am găsit la un nou episod pe canalul nostru Vox Valahorum. Astăzi vom începe o serie de videoclipuri menite să te ajute pentru pregătirea pentru teza. Este vorba despre teza din primul semestru, așa că am creat câteva teste grile, câteva quizuri care să vină în ajutorul tău. Aceste teste conțin câte 30 de întrebări și îți pot fi de un real ajutor în pregătirea ta. Ele se găsesc pe site-ul nostru, voxvalahorum.ro. Am să las link și în descriere. Primul clip va fi de recapitulare pentru clasa a 6-a. Iar dacă suntem suficient de mulți interesați de aceste materiale, voi posta și pentru celelalte clase. Așa că hai să începem. Un sinonim pentru vocabular este, sigur, lexic. Vocabul înseamnă cuvânt și grafie scriere. De aceea spunem câmp lexical, da? Pentru că ne referim la vocabular. Vocabularul reprezintă ce? Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă. Mergem mai departe. Dacă dorim să aflăm corectitudinea cuvintelor, vom apela la și avem mai multe variante. Dicționarul explicativ al limbii române, dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române sau dicționarul de regionalisme. Sigur că DOM 2 este reperul nostru, în curând va fi DOM 3 pentru că anul acesta va apărea, cel puțin tot despre asta se vorbește în ultima vreme. Prin urmare, răspunsul corect va fi B. Continuăm. Un sinonim pentru a abrevia este a prescurta. De la brevis, breve, din limba latină, care sigur înseamnă scurt. Întrebarea numărul 4. Un sinonim pentru a o lua la goană, atenție, avem deja o locuțiune aici, este a fugi. Da? Atenție, nu a lenevi, nu a face sport, ci a fugi. Un antonim pentru dinamic este static. Atenție, antonimele sunt cuvinte cu sens opus, diametral opus. 9. Este un omonim. Ce fel de omonim? Lexical parțial, lexical total sau lexicogramatical? Păi dacă stăm să ne gândim, 9 poate fi numeral, poate fi adjectiv sau poate fi pronume personal. Iată deci cu valori morfologice diferite. Așa că vom selecta varianta C, omonim lexicogramatical. Indicii spațial și temporal indică într-un text timpul și spațiul, spațiul și timpul, spațiul sau timpul. Atenție la ordinea elementelor, indicii spațial și temporal, deci spațiul și timpul. Acesta va fi răspunsul corect. Ligia are câte litere? Cred că e destul de ușor. 5 litere și 5 sunete, pentru că se desparte ligia. Are 3 silabe și prin urmare grupul de litere G nu este în aceeași silabă cu vocala A. Deci avem un număr egal de litere și de sunete. Hai să continuăm. 2 conține triftong, diftong ascendent, hiat sau diftong descendent. Se desparte do, uă, iar diftongul uă este unul ascendent, u este semivocală, iar ă vocală, mai ales că ă, î și a sunt întotdeauna vocale. Cum se desparte corect în silabe? Subiect, subiect, și respectivul mai avem aici pe obiect, da? Subiect și obiect se despart astfel în silabe. Grijă mare la acest aspect. Unde regăsim verbele auxiliare? Perfect compus, da? Am făcut, ai făcut, ai zis. Viitor anterior, aș fi făcut, aș fi zis. Condițional optativ, da? Aș face, aș merge. Și viitor standard, voi face, voi merge. 4 variante corecte la întrebarea cu numărul 11. Modul imperativ are forme doar pentru persoana întâi, numărul singular și plural. Este fals pentru că imperativul are forme doar pentru persoana a doua. Hai să selectăm verbele la conjunctiv. Avem un conjunctiv prezent să citești și respectiv să fi scris un conjunctiv perfect. În propoziția Maria este cu minte. Este va fi aici. Verb de care copulativ pentru că realizează predicatul nominal împreună cu numele predicativ cu minte. În propoziția Andreea a băut un ceai, a este
verb auxiliar, ajută la exprimarea perfectului compus. Textul literar reprezintă produsul imaginației autorului. Această afirmație este adevărată. Textul non-literar este cel care informează, convinge sau amuză. Mergem mai departe. În câmpul lexical al pădurii includem. Pe hai să vedem. Găsim în pădure copaci, găsim păsări, găsim animale, da? Restul cuvintelor nu corespund acestui câmp lexical. Anunțul este un text non-literar de data aceasta. De regulă, anunțul are scopul de a informa sau de a convinge. Depinde de context. Cele două cuvinte cheie pentru opera epică, adică pentru textul narrativ, sunt personaje și întâmplări. Bun. Pentru a forma un predicat nominal avem nevoie de un verb copulativ și un nume predicativ. Foarte important să reținem asta. Ea este elevă, de exemplu. Mergem mai departe. Care sunt momentele subiectului în ordinea lor? Păi hai să vedem. Expozițiune, intrigă, desfășurarea acțiunii, punct culminant și deznodământ. Varianta corectă va fi C. Continuăm. Enunțul simplu afirmativ, da? Aș merge. Diagrama se încadrează în textul, sigur, discontinu. Un personaj poate fi caracterizat direct și indirect. Este adevărată această afirmație. Caracterizarea indirectă se realizează de către narator, personaje sau de către personajul însuși. Nu, sigur, vorbim despre această caracterizare doar atunci când ea este directă. Caracterizarea indirectă trebuie dedusă din fapte, atitudini, comportament, limbaj și așa mai departe. Caracterizarea directă realizată de către personajul însuși se numește autocaracterizare și nu pseudocaracterizare. Selectează enumerația. Fulgi de sticlă, plouă, ninge, plouă, oraș alb, plouă, ninge, plouă, este enumerația. Așa. Cel care scrie un text literar se numește autor, da? Autorul este cel care scrie, naratorul este cel care povestește și personajul este cel care participă la acțiune. Bun, hai să continuăm cu întrebarea 29. Unde cade accentul în cuvântul caisă? Da? Caisă. Ați auzit cum l-am pronunțat? Accentul va fi pe I. Care sunt caracteristicile unui text literar? Păi, autor cunoscut. Da. Scopul nu este informarea, atenție, limbajul expresiv este prezent într-un text literar, are drept scop destinderea cititorului. De asemenea, excludem și caracterul științific. Cam acesta a fost testul. Sper să-ți fie util dacă ești în clasa a 6-a. Sper că acest material să-ți fie de ajutor. Nu uita să dai un like, un share, un subscribe acestui material și până data viitoare te las cu bine!